Capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini. Dar rupsese cătușile și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: "Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Căci Iisus îi zicea: "Duh necurat, ieși afară din omul acesta." "Care ți este numele?" l-a întrebat Iisus. "Numele meu este Legiune," a răspuns el, "pentru că suntem mulți." Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: "Trimete-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei." Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte, și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: "Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine." El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: "Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască." Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Bancă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zice ea: "Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui." Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: "Cine s-a atins de hainele mele?" Ucenicii i-au zis: "Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine?" El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis: "Fică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta." Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: "Fica ta a murit. Pentru ce mai superi pe învățătorul?" Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: "Nu te teme,
Crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita Cumi, care tâlmăcit însemnează, fetițo, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.